dimineața. Domnule consilier, vă rog să-mi permiteți să dau citirii ordinii de zi. Așa cum ați fost convocați în ședința ordinară de astăzi, conform dispoziției 246 din 6-a 2023. Din consultarea consilier prezentă, ne rugăm că suntem 13 consilieri ce compun Consiliul Local și fiind întrunit vorbul prevăzut de 139 și 143 litera din OG-ul 57/2019, modificat și completat, vă rog să-mi permiteți să prezint ordinea de zi. La articolul 1, deci toate proiectele sunt inițiate de domnul primar Anton Ioghiț Cătălin. La articolul 1 avem proiect de hotărâre prin aprobarea echipei pe bugetul de viitor și cheltuieli pe 2023. La articolul 2, proiect de hotărâre privind stabilirea impozitului taxelor locale sau taxe asimilate acestora, aplicabile în anul fiscal 2024. La articolul 3 avem proiect de hotărâre privind aprobarea de contări cheltuielor de transportare personală în didactice, în didactice auxiliare de la școală gimnazială Scurțin, din luna noiembrie 2023. La articolul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea de contări contravalente cheltuielor de transport a personalului funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul ATCOM la Scurțin, începând cu anul 2024. La articolul 5, avem prezentarea către Consiliul Local Scurțenia raportului de audit financiar asupra situațiilor financiare consolidate ale Comunei Scurțeni la data 31.12.2020. La articolul 6, întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilierilor locali. Domnul președinte, supuneți la vot ordinea de zi. Cine este pentru aprobarea ordinii de zi? Articolul 1. Aprobarea rectificării bugetului, venituri și cheltuieli pe anul 2023. Dacă sunt discuții. Cine se înscrie la cuvânt? Păi să ne explici, doamna contabilă, dacă a intervenit ceva în care nu a fost trecut în documentație. Deci primul raport care l-ați primit în data de, făcut dimineața, în data de 6-a 12-a. Între timp am mai primit niște sume. Ieri s-au primit trei adrese prin care s-au primit sume pentru asistenții personal, 27.000, din care trebuie să achităm concediile la asistenții personali. S-a primit cote din impozitul pe revenit, o diferență de 26.000, iar din raportul inițial s-a primit la învățământ, la bunuri și servicii, 1000 de lei, o diferență care a fost din cost per elev, și 2000 de lei pentru CES, copiii cu cerințe speciale. Era o diferență de primit. Vineri am primit de la administrația Fondului de Mediu pentru proiectul modernizare iluminat public, deci cele 400 de lămpi care s-au montat în Comuna Scorțeni, s-a primit 445.000, aproape 900, că am rotunjit. Păi cu virgulă la leuț am rotunjit. Deci banii aceștia au fost puși direct pe proiect pentru a achita o parte din factură. Deci nu s-a achitat tot. Mai sunt cheltuieli neeligibile care trebuie spuse din bugetul local, o diferență. Asta o să rămână pe la anul. Din banii ăștia care au venit, ați văzut că am mai pus pe bunuri și servicii ceva foarte puțin, pentru ca să ne încadrăm în plafonul care îl avem conform ordonanței 90. Am dat la școală în 10.000, ca să-și mai achite și ei din facturi. La curent electric, la iluminat, am pus la cheltuieli cu întreținerea iluminatului public doar o parte din facturi, undeva la 4-5 facturi vor fi achitate, mai sunt de achitat, dar nu am putut să punem bani pentru că nu ne încadrăm în plafon. Și pe investiții, după cum v-am spus, am pus la grădiniță pentru a o achita. Noi am mai primit între timp de la POR bani, am mai plătit din facturi,
mai avem depuse documentații pentru a mai primi niște bani, dar avem termen de achitat până la data de 31-12, de achitat facturile, iar până în februarie să depunem toate documentele la POR ca să încheiem proiectul de grădiniță pe fonduri europene și pentru a face și recepția. Am pus o parte din bani la tractor cu accesoriile care sunt. Nu se achită din banii ăștia. Noi am depus dosar la fondul de garantare să ne dea 50% avans din valoarea care o avem cu afirul. Așteptăm. Dacă ne dă anul acesta banii, îi dă. Dacă nu, rămâne achitarea tractorului cu diferența la anul. Cum v-am spus, la modernizare iluminat public s-a pus suma exact care a venit pe proiect. Și o diferență de bani am pus pe, am mai dat din factura achita la proiectul tehnic alimentare cu apă, o parte. Mai... Dacă aveți. Vreau să întrebăm pentru reparații la pompă, ceva? Au fost sume de bani care s-au cheltuit? Nu. Din bugetul local nu s-a cheltuit nimic, nu... Nu am luat nimic pentru... Nu aveam de unde, pentru că reparațiile, și asta intră pe titlul 20, unde noi suntem plafonați. Da. Deci și din facturile care sunt, nu le putem achita pentru că depășim plafonul și nu avem voie. Dacă se depășește, este amendă pe numele ordonatorului principal de credit, 25% din valoarea depășită. Nu cred că îi convine nimănui să plătească. Deci o să rămânem cu facturi de achitat la anul. La salubritate sunt 3 facturi care sunt valoare de 101.000. Nici acolo nu am putut să pun bani pentru că nu avem plafon. Și urmează o a patra factură. Ca să știți, la construcția bugetului pe 2024, cum o să vină, banii care or fi, care sunt, o să fie pe facturile din urmă de achitat. Dar de ce a zis că va fi amendat coordonatorul? De prezent, dacă nu ne-am achitat până acum datoriile. Păi până acum nu le-am achitat datoriile pentru că nu am avut bani. Acum ne-au dat ceva bani, dar suntem restricționați de ordonanța 90. Asta înseamnă că o să mergem în deficit an de an și... Nu, ordonanța este dată doar pentru lunile noiembrie și decembrie. Avem plafon. În ianuarie nu mai avem plafon, dar în ianuarie știți că nu sunt în casări, așa... Ce până... sumă mai avem de achitat, per total să fim... Per total nu am făcut un calcul la toate facturile. Din ele o să mai achit acum. Asta deci eu în bugetul viitor o să luăm 30-20% pentru anul ăsta, nu? Da. Datorii. Păi da, dar banii cred că avem, nu? Noi, de unde să fie? Nu. În total acum câți bani s-au primit? 4 miliarde? 5, 3, cât e? Deci, cu tot cu investiții, cu 961.900. Deci ăștia sunt banii care s-au primit. Care este plafonul în care trebuie să ne încadrăm pentru cheltuieli și tot ce este cu facturi și tot? Plafonul fiind, practic, ultimul trimestru anul ăsta, adică... Pe luna decembrie, deci cum am avut și pe noiembrie, plafonul la titlul 20 este 83.000, pe decembrie trebuie să mă încadrez tot în 83.000. Din care undeva la 20, aproape de 25.000 sunt facturile la E.ON. Am înțeles, dar iluminat cu tot ce înseamnă... o idee în prealabil cu ce datorii am rămâne pe anul ăsta. Asta m-are. Nu am calculat exact pe fiecare factură. După ce le achit, veniți la contabilitate și vedeți ce teamă de facturi am. După ce achit o parte din ele, o să vă spun ce restanțe au rămas. Să vedem ce deficit o să avem în bugetul. La cheltuieli întreținerii iluminat public, puteți zice cum, ce tarif ia firma, oră, lucrare. Aici depinde de lucrare. Depinde de câte lămpi. Dar este un contract, nu cum ia la oră, la intervenție. Veniți să vă arăt unde e licitare, dacă vreți să vedeți. Doamna Vici este președinta comisiei și acum... Acum, dacă spus, eu nu am ce să fac. Dar ai fost pe teren tot timpul. Am fost pe teren, da. Eu v-am înțeles. Ideea este, nu mi-a răspuns la întrebare. Ideea este, cum plătim noi, de exemplu, cheltuielile de întreținere în lumea public? La lucrare, la oră,
Sau în ce mod? Nu este la lucrare. La lucrare, adică preț, transport... Trebuie văzut contractul în cazul ăsta. Păi dacă contractul nu știi, trebuie văzut, dar contractul ăsta doar nu-i semnat el și nu știe nimeni. Firma este chemată de domnul primar, doamna primar, dar la intervenție, de exemplu la o intervenție, spune, are de schimbat un bec în cutare loc, într-un loc trebuie să schimbi becul, trebuie să schimbi, eu știu, crema. Păi și v-am înțeles, ok, bun, am înțeles la lucrare, deci... Acolo trebuie făcut un devizor, desfășurător. Ok. Și acolo așa trebuie, nu trebuie să scrii, de exemplu, am intervenit astăzi, dar este modul de a plăti în lucrare. În acel deviz scrii transport, materiale, transport și totul. Ideea este să plătești la oră sau la plătești, că așa chem la lucrare. Chem firma să schimbe. În funcție de câte becuri schimbă sau ce intervenție. Chem firma să schimbe 10 becuri și el îmi ia transportul 200 sau 1000 de lei. Transport Pentru un bec s-a pus 100 de transporturi. În deviz ce am semnat noi recepție și eu. Asta este... Problema este că s-a pus problema că avem lămpi inteligente. Ori în problema când avem lămpi inteligente, a zis că nu o să mai intervină. Dar nu 700 de lămpi, băieți. Nu pe alea intervenit. Nu sunt intervenții pe lămpile care sunt garanții. Alea sunt garanții. Deci noi pe lămpile vechi. Deci avem, o să avem două firme de acum pentru iluminat. Pe lămpi inteligente, când o fi, dar deocamdată sunt în garanție, cu ce firmă o să fie și astea sunt cu vechea firmă. Așteptam răspunsul de la el, dar sunteți mai bine cos ca mine, ca domnul primar. Păi dar trebuia să înțelegi și tu că lămpile noi nu au nicio intervenție, trebuia să gândești, nu să aștepți răspunsul de la noi. Deci s-au pus 400 de lămpi noi. Din lămpile noi sunt care nu merg. Nu sunt intervenții la lămpile noi. Dar sunt la lămpile noi. Eu chiar vă zic că două sunt care nu funcționează. Din astea noi? Da, din astea noi, că nu fost pus pe ulița. Dar nu sunt pe ulița, alea nu sunt. Băi, ia-mi să noi, dar nu din proiectul ăsta. Vorbim separat aici. Da, le-a fost acceptat prețul de milioane de dar referitor la lămpi, când s-au schimbat ultima dată? Doamna Vici, când ai fost? Eu am fost săptămâna cu două săptămâni. Pentru că eu am avut câteva becuri. Eu am spus și ședința trecută acolo, cred că și mai bine, am zis de becul care iars în pantă la biserică la noi, la Florești. Am zis, îndreaptă. Și nu a fost? Și nu-i schimbat nici acum. La... Poate s-o omis, da. O să vin să montezi joi sau vineri iluminatul din sărbători și atunci ține cont să lucrezi acolo. Notează-ți. O fi uitat, băieții. Da? Te ocupi treaba asta. Da, și vrem să și doamna vice să fie mai pe teren, mai prezentă, că... Eu am fost mereu pe teren. Văd că domnul Lăzărescu ți-a de locul și de viceprimar și de șofer și de toate, mai ai puțin și domnul Lăzărescu a să țină loc și de primar sau viceprimar sau de toate, nu? El și așa vrea să fie. Da, poate este de acum. Poate este de acum. Ce o Dumnezeu, poate vom avea apă, gaz, tras. Da. Băi, am terminat întrebarea. La final. La final să vorbești. Deci, da, ce intervenție la final? Vă scuzați, n-am știut. La final, nu acum. Da, vă mulțumesc, nicio întrebare. Vă scuzați, n-am știut cum să puneți la vot. Aș avea și eu o întrebare referitor la... La grădinița, suma asta de 311.000 care se dă acum, practic, se achită. Da, se achită. Total, se închide, da? Cu tot, cu eligibil, neeligibil, tot ce este. Păi vine este recepția, dacă care vrea să nu poți. Tot apropo de grădiniță, s-a făcut practic o recepție sau ceva de genul, nu? Preliminar, dar s-a amânat cu 3-5 de zile pentru a... Bine, de... Au fost niște... Nu, măștile alea. Și acum o să le pună, pentru 5 ori trebuie să fie pus. Păi nu, eu știu, acum nu știu dacă știu exact sau nu, dar știu că au fost mai multe chestii care au dat să se rezolve. Nu știu exact ce știu. Nu am măștile de măștile. Știu la treabă și niște geamuri. Patii le-au făcut. Și fochistul. Au făcut și ăla cu făcut. Da. Poți să nu i-a venit nimic deocamdată. Cum nu? Îmi aducea liberință de că a vorbit ieri. Te vezi că nu știu. Și eu ieri am vorbit. Și ieri nu-i vine să zic. Când am vorbit eu... Eu oricum sunt președinte de comisie. Domnul Victor. Eu sunt președinte și dacă nu este tot o regulă, nu semnez absolut loc. Puteți veni la ce oră, ca să nu vin. Un mesaj, puteți veni și puteți. Un mesaj, nici nu mai prezenți, că am înțeles că este niște pământ din spatele grădiniții și spune acolo că nu-i luat din nu știu cât, ăla e la vară.
v-a spus că se ia la recepție. Vreau să vă și la recepție dacă de adevăr s-au executat și... Nu știu de cum. Și pământ, niciun pământ. Veniți, bine și vorbim. Nu a mai fost, da? Așa era. Deci, atunci când se face recepția, până nu... Alte discuții mai sunt pentru... Nu sună frumos deloc, doamna viceprimar, și este când sunt, zice ceva consiliere și suntem în primărie și zicem că nu știu. Nu știu, nu știu, întrebați... Orice ce întrebăm, nu știm. Și orice ce se pune întrebare, nimeni nu știe nimica. Deci aici stăm exact, facem, dar suntem prezent, doar atât. Dar nu știm. Nu știm că nu merge iluminatul, nu știm că gropile în comuna... Gropile astea e poveste de mult. Când se asfaltează, n-ai cu ce să asfaltezi. Și o să terminăm când cu... Când se asfaltează, păi, asta este. Apa tot la fel, când o să vină și o să termine semnăturile, va veni. Da. Și tot așa, gazul va veni în viitor, se va vedea ce va fi. Exact ca în bancul ăla. Păi exact, dar asta nu depinde de mine. Eu exec cu niște ordini. Da, unde sunt trimis acolo, mă duc și pe asta va. Referitor la proiectul cu rectificarea de buget, dacă mai sunt discuții. Mai sunt probleme cu bugetul? Mai sunt discuții la rectificare? Da, vreau să mai... Trebuia totuși să ne informați și pe noi dacă totuși s-a schimbat și a mai venit și sumii înscris. Adică, eu vă înțeleg, verbal noastră ne-ați dat o explicație, dar... Trebuia să primim și noi înscris, cât mai sau măcar acum la prima oră. Nu mai sunt din toate de frățoare. Adică, uitam și noi pe sub, înscrii din pix, ce spuneți dumneavoastră? Ieri la ora 1 am primit adresa. Da, eu am înțeles, dar dimineața, adică dimineața la fiecare. Mai scrie 30 de hârtii, vedeam și noi noua rectificare bugetară, pe fi. Adică eu am înțeles sub, dar nu pot să mint eu ce mi-a dumneavoastră în cap și să fac eu o... evaluare așa exact, da, văd asta. Oricum, ce-au venit sumele, diferența, deci, din locul inițial, au venit sumele care sunt pe proiectul de iluminat public, ăia sunt cu destinație specială din administrația fondului de mediu, ăia nu pot fi cheltuiți decât pe proiect și au mai venit banii pentru asistenții personali, care v-am spus că trebuie să le dau banii pe concediu, și o diferență din cotele de da, am înțeles, am înțeles, am zis că nu. Adică era o chestie suplimentară la ce... Trei adrese vă arăt care sunt înregistrate ieri venite pe mail. Ultima adresă la ora 1:30, 2 ore. Știți ce vreau să vă zic? Adică noi avem o rectificare bugetară în față și noi am consultat o rectificare, dar propriu să avem alta. Adică și noi aprobăm ce nu știm, adică ce nu avem fizic în față, adică niște sume care adică trecem și noi. Păi au intervenit modificări, n-am cum să facem o altă ședință. Este două zile, dacă au fost prins rectificarea de buget. Vineri au, deci luni dimineața am văzut extrasul de la bancă că vineri mi-au intrat banii de la fondul de mediu. Am înțeles. Ieri au venit adresele de la finanțe, încă prima dată m-a sunat doamna cercul de la finanțe să-mi spune telefonic, nici măcar nu aveam adresele. Vezi că primești bani, adresele sunt la semnat la doamna directoare. Păi zic, eu am ședință marți dimineața. În cursul zilei de astăzi primește adresele cu număr de înregistrare da, și cu semnătură. Eu am înțeles. Acum știți când decembrie așa este, nu am cum, sau când se construiește, vin de azi pe mâine, da, nu am cum să da, știți, adică dimineața la prima oară și noi, o informare cât de cât scrisă să o avem și noi în față. Să... Da, da, pot, da, vă listez raportul meu de specialitate. Da, asta o să cerem după și să vedem și noi exact, adică să știm ce am aprobat. După achitarea sumelor, să ne dea și datorii o să mai avem la... Sfârșit de an, când o să fie o ședință în ianuarie, când o să fie cu excedentul, care știți, o să fie în primele 5 zile lucrătoare, atunci o să vă prezint și ce restanțe au rămas, ce factori de achitare. Deci o să facem o comparație între cine ați dat dumneavoastră aici și cu ce v-a apărut sume și ce ați modificat sumele, astea se duc toate pe facturi. Sunt emise facturi. Da. Domnul Cifu. Punem la vot primul proiect. Cine este pentru? Unanimitate? Da. Da, unanimitate. Proiectul numărul 2 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora aplicabile în anul fiscal 2024. Aici, părerea mea ar fi trebuit să o chemăm puțin și pe doamna Nichita. Exact. Aveți dreptate.
Deci ați ajutat pe doamna contabilă, nu? Nu, nu, este raportul. Nu este raportul. Da, am înțeles. În ședința trecută, domnul secretar, domnul Ondo a depus un amendament. A zis că doar să vină pe ordinea de zi. Păi, e acum, nu, e stabilit, acum, acum stabilește. Păi, da, stabilește, dar... Stabilește acum. Acum am făcut dezbatere publică, vin cu amendament și... Păi, da, dar au venit ora trecută, dar... Păi, vine, 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 vine. Nu, s-a zis, tura trecută s-a zis destul de clar să se facă un alt proiect. Eu am venit și destul de clar și v-am zis că nu are rost proiectul respectiv, pentru că în fiecare an decembrie se face această... Păi uite aici, intrăm pe fiecare campanie și stabilim sume. Exact, acum cu proiectul de hotărâri în față, să dezbate și să modifică dacă se modifică. Eu nu pot să fie întrebat. Nu, v-am spus destul de clar că nu are rost să se lucreze, să facă un alt proiect, că asta o să vină. Păi da. Dar nu fiecare punct în parte, cine are de propus, cine are de făcut amendamentul, ok? Nu am, nu ai așa ceva. Eu l-am prezentat că trebuie să-l văd. Dar nu poți avea prin primul, nu era trecut la autoprimitul. Nu, mai înțeleam la taxele alea suplimentare care sunt. Da, 16 pagini. Aveți pe telefon, uitați-vă. Ideea este că nu mă interesează taxele alea care le-am băgat noi ca să fim mai... la fel ca celălalt. Și vreau să văd și eu deficitul ăla de 13,5% de unde l-au scos, că nici în... cu cine am vorbit, deficitul ăla de 13,5% e rata inflației. Rata inflației. Așa, rata inflației. Rata inflației este... Da, dar nu este. Rata inflației pe țară, atâta este declarat. 13,5%. Rata inflației. Da? Așa mă spune. Noi, nu știu, mai avem ceva? Mai un procent ceva? Nu. Nu mai știu. De majorare, în afară de 13,2, dar scrie întrebări. Referitor la proiectul numărul 2, dacă sunt înscrieri la discuție. Nu am aduce scaun. Da. Mă scrie la cuvânt. Da, mă scrie la cuvânt. Intervenim fiecare timp. Vorbim, domnule. Da, mă. Vreți să intervenim la, nu știu, adică noi facem chestia asta în discuții cu colegi, nu facem, fac eu un nume personal sau, cum a fost o discuție ședința trecută, domnul Sen, cu taxe eliberare certificat fiscal pentru persoane fizice. În regim normal e gratuit, nu? Regim de urgență, văd că e 23 de lei. Vreți să eliminăm această taxă în regim de urgență? Acea taxă și propunerea de atunci era eliminarea de urgență și regim normal. Mi se exact. Pare aberant de urgență și în regim normal. Adică se eliminăm toate taxele astea, nu? Se așează la coadă dacă până la ora 3 nu și-a rezolvat problema că sunt mai mulți oameni, va veni a doua zi. Dacă nu, să-i se facă în aceea zi, fără bani și fără taxa aia care este pusă. Aici a cuprins mai mult taxele. Sunt situații care duce până și la 30 de zile în rectificarea autorii, da? Deci dacă vine un om care nu mi-a adus un act care ar trebui impus, eu am pus un act de 10 ani de zile. E problema lui dacă nu s-a adus un pic. Eu vă zic așa, că am avut un caz care a venit un domn avocat de la București și a zis așa, doamnă, vă plătesc cât este necesar doar să rezolvați situația, da? Eu ce să iau? Asta s-a întâmplat acum un an. Doamne, nu vă pot lua nimic. Depuneți declarații 30 de zile, duce un termen până la 30 de zile. Da, doamnă, dar eu nu vreau să mai fac costul de drumul. Vă las și 2 milioane taxe de urgență, toate primăriile au taxe de urgență. Da, deci dumneavoastră este, decizia este la dumneavoastră, eu v-am explicat doar o situație. Taxa de urgență aplicată în condițiile care spuneți dumneavoastră, duce la nerezolvarea celorlalte persoane care nu au o taxă de urgență. Că trebuie rezolvată la, dacă a zis 30 de zile, eu înseamnă o zi trebuie să muncesc pentru acea persoană care mi-a dat 20 de lei. Eu nu știu dacă este vreo persoană care nu este rezolvată. Dacă este, spuneți locul cum ești. Noi asta propunem. Eu v-am dat un exemplu, nu influențez cu nimic. Știți care este problema? Problema este că, într-adevăr, că s-au introdus aceste taxe, dumneavoastră, ca și angajat, aveți atribuții de angajat, vă faceți treaba. Dar
Când omul se întreabă, spune, domnule, dar de ce? Că eu am scos luna trecută sau am fost la altă primărie unde nu s-o percepe tare asta. Eu nu știu. Așa a aprobat Consiliul Local. Și acum, dacă așa a aprobat Consiliul Local, vrem să eliminăm acest tax, ca să nu mai fie Consiliul Local. Corect, eliminați-le, n-ai nimic. Adică, știți? Dar, deci, înainte... se numește de urgență și asta să fie... fără nicio taxă. Dar nu mai este, atunci nu mai există. Atunci nu mai există urgență, nu poți să pui presiune pe mine ca să rezolv tot. Poate să fac în ordine. Da, deci eu ca și volum de activitate eu mi asumam că eu munceam, odată ce încasam taxa, eu trebuia să rezolv problema persoanei respective, da? Odată ce vine la ușă și zice: "Domnule, nu pot, eu sunt de la București, nu mai există urgență." Da? Deci toată lumea merge pe regim normal. Da. Regim normal. Așa. Deci aici domnul secretar o să dispară anexa 2. O să rămână conform anexelor 1 și 2. 2 dispare, da? Nu, 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 nu o să decide. Nu, nu, nu. Dar de ce vine cineva și să mă suni la telefon și spune că eu am fost la primăria nu știu care și nu mi-a perceput taxe pentru eliberare și certificat fiscal. Să ne spună și primăria, de exemplu, Ardeoaniu, percepi postul, percepi Bereștiu, percepi domnul Iraș, a venit acum vreo 3 ani și a zis trebuie să vă plătesc vreo taxă, că strugarul mi-a 10-20 lei sau cât îmi ia strugarul taxă. A zis, nu, nu trebuie să plătiți nimic. Dar spuneți primăria, adică știți cum e vorba cuiva care zicea că când mergi în pilături, restul este bârfă. Spuneți, doamne, primăria, mă duc pe site, mă uit, vin, vă spun, domnule, așa este, ați avut dreptate. Da, da, e bine să rămână ca să nu mai fie Consiliul Local în această postură, că el a stabilit taxele și impozite. Părerea mea. Toată lumea merge pe regim normal. Este de acord? Normal. Toată lumea merge pe regim normal, fără presiune, domn primar. Toată lumea merge, banii ăștia cum îi foloseam pentru hârtii, pixuri și alte lucruri. Sunt din buget, sunt bani în buget, când vine faci atunci bugetul și o să pune bani pentru... Ca și în casarea a fost vreo 7.000 anul trecut pentru, nu? Da, v-am scris acolo raportul de specialitate. Și așa se majorează cu 35,8 sau 35,9. 7.926 până la data de... Cât vine acum majorarea impozitelor? Până la data de 4 decembrie. 35,8? 13,8. Așa vine majorarea acum impozitelor și taxelor, 13,8, mai băgăm și taxe de urgență și taxe de regim și lăsăm așa, da. Și așa, nu... Deci am luat anexa 2, da? Să da, nu avem așa mult... Totul rămâne la regim normal. Totul rămâne pe anexa 1, ce este? Acum aș vrea să discutăm un pic referitor la discuția aceasta. După ce să... Vă reamintesc, dacă nu mai țineți minte, după ce s-a votat anul trecut această aprobare, această lege cu mărirea taxelor. Cu mărirea taxelor astea, următoarea lună sau, să zic, maxim a doua lună, dacă nu mă înșel, am venit cu propunerea de a le scoate, eu personal. Toți discuția de după prima ședință aproximativ, verbal a fost că da, e ok, se scoate. Când am venit în Consiliu, în ședința respectivă și am propus, niciunul n-a fost de acord. Înseamnă că, practic, e bine că a trecut un pic de timp și v-ați dat seama că trebuia scoas. De atunci trebuia scoas. Dar, probabil... Trebuia un proiect. Probabil propunerea nu a venit din partea cui trebuia. Aia e ideea. Înțelegeți? Nu, că nu, că nu, atâta timp... Nu, dar, atunci știți, atunci am, vrut să, am vrut să... Într-adevăr, s-a... Că stai bine cu memoria. Da. Ești bun de altceva dacă stai bine cu memoria. Dacă ții minte atunci, s-au zis, domnul secretar, îți trebuie un raport de specialitate. Nu, era ideea că următor. Așa au zis. Vă aduc aminte exact. Nu mai putem face, că dacă nu avem un raport... Și noi n-am fost în stare să-l facem. Nu, vă aduc aminte exact, nu a fost raport de specialitate, a fost acum ultima oară când ați discutat dumneavoastră. Proiectul a fost anul trecut în decembrie, eu în ianuarie deja am venit. Adică erau luni de zile, nu intrase nicio taxă, nu se încasează nimic. Păi da, știi, uite, vezi că acum oamenii au răbufnit pentru că... Noi, ca Consiliul Local, am aprobat acele taxe și... Da, păi, ce spune omul? Păi, dacă, păi bravo lor, bravo lor că au răbufnit. Pentru că, într-adevăr, trebuie să tragă din Consiliul Local, nu? Păi, nu poți să vii aici și să nu ții minte o chestie care a fost supusă acum câteva luni sau ceva de genul. Sau că era bună făcută, dar nu trebuie, că nu-l suportă ăla care vine cu propunere. Păi, ai o bulină roșie azi. Nu o bulină roșie, dar vreau să vă zic o chestie, adică... Chestia asta, mai putea, chestia asta se putea face de atunci. Da, așa este. Aici... Hai, spuneți la vot. Supunem la vot proiectul numărul 2. Da, urmă. Hai, spuneți la vot. Supunem la vot proiectul numărul 2 cu eliminarea taxelor respective. Da. Cine este pentru? Regim normal. Da, corect. Bun.
Și vreau să și motivez chestia asta, adică și toți colegii poate să spună treaba asta. La utilitățile și la facilități care le avem noi în comună, nu o prea văd să mai plătim noi atâta de nu știu care și de nu știu care, că nu mergem pe piste de biciclete, nu mergem pe asfalt, nu mergem, nu avem apă, adică nu prea văd așa o creștere de taxă, să regăsească în investiții și în dezvoltarea comună. Eu aș vrea totuși, dacă se poate, nu știu dacă... Ați votat noi. Dacă tot era doamna Diana aici, vreau să discutăm un pic, să decalăm un pic, să discutăm proiectul numărul 4, pentru că tot de dânsa aparține inclusiv cu proiectul... Păi nu, dar stai un pic, mai e de discutat asta. Da, asta... Pentru că ăsta s-a votat. Nu, mă referiam, vreau să mă găsiți un pic. Majorarea de 13,8%. Rata de inflație. Rata de inflație. Asta este majorarea care vine conform... Ministerul Finanțelor Publice? Modulul fiscal. Da? Da. Deci ăsta este raport de inflație, adică de ce vreți să explică treaba asta? Nu crezi cu Consiliul Local cu 13,8% taxele și impozite? Nu. Este anual se indexează, anual se indexează cu rata inflației care este publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanței. În cazul în care nu se acceptă indexarea, eu ca și funcționar public și domnul primar ca și ordonator principal de credite, este obligat să ducă impozitele în cote maxime. Da? Deci dacă dumneavoastră nu... Dacă ați văzut acolo și în anex, un exemplu, la o curte putem stabili un tarif între... Stați așa să deschid... Între 959 și 2414 indexat. La noi ar veni 909 plus 13,8%. În cazul în care Consiliul Local nu este de acord, eu trebuie să iau cu data de întâi nivelul de 2414. E obligatoriu? Da. Nu este obligatoriu. Eu v-am spus, deci dumneavoastră puteți... Spuneți maximul, dar e obligatoriu. Păi nu, nu este obligatoriu dumneavoastră... Nu este obligatoriu ca dumneavoastră să aprobați indexarea. Am înțeles. Dar în cazul în care... În cazul în care nu aprobăm eu sunt obligată de lege să iau 2414. Deci legea vă obligă să luați maxim. Am înțeles. Aici era problema. Nu mai știu unde e, că nu am... Știu că aveți așa o idee în anii anteriori ce indexări am avut, cât și procent? Nu, păi exact, 5,1, dar nu stabilim noi procentul. Știu, am înțeles, dar adică ca și ideea așa... 5,1 avem de vedere. În 2022, nu? Da. 5,1 a fost... În 2023, cu rata inflației din 2022 a fost 5,1. Iar 5,1. În 2024, cu rata inflației din 2023, 13,8. 13,1, da. Aici vreau să... Adică nu mai știu exact cum e... tabelul ăla care vrea cu... Da, dar hai să discutăm cu domnul președinte. Articolul numărul 3, da? Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea contării cheltuielilor de transport a personalului didactic și nedidactic auxiliar din cadrul școlii gimnaziale Spărțeni pentru luna noiembrie 2023, conform anexei parte integrată din prezenta hotărâri. Știți de ce vorba aici? Da. Cine este pentru? Da. Unanimitate. Și proiectul numărul 4, privind aprobarea decontării contravalorii cheltuielilor de transport ale personalului funcționarilor publici și personalului contractual angajat în cadrul UAT Comuna Spărțeni, județul Bacău, începând cu anul 2024. Dacă sunt înscrieți la cuvânt? Da, mă scriu. Și eu. Da, începe domnul Miuiță. Da, vreau să întrebăm dacă aveți... un număr de persoane care sunt o să fie incluși în transportul respectiv, adică o să fie de contul respectiv. Navetiști. Câte persoane sunt eu pentru dacă aveți așa, nu am văzut în proiect. Adică poate să și mai apară, poate să și mai plece, adică bam, ca și o... Care să fie? Doamna Cristina, vi-i spune-o, doamna Cristina. Doamna Andreea, care e pe Moinești. Da. Doamna Diana Petescani. Da. Și la Bacău, domnul polițist și domnul secretar. Dar așa cum ați văzut, dacă îmi dați voie să intervin, în proiect, deci la articolul 5, este specificat de contarea cheltuielilor de transport pentru funcționari publici sau contractuali, care fac naveta cu autotrans personal, se va face în limita unui consum de 7,5, da? Iar în situația în care, mai este la articolul 4, sunt mai multe persoane, funcționarii publici sau contractați, se vor deplasa
care se vor deplasa cu autoturism proprietate personală din localitatea de domiciliu la OAT Scorțeni, pe același traseu, de contarea se va face pentru un singur autoturism. Deci... Aici este vorba despre domnul secretar și domnul polițist care circul cu aceeași mașină. Da, și adică nu o să ia fiecare câte... La fel cine în jur de 6 milioane sau 6 milioane. Și pe Măneștiu, la fel rămân 3 persoane. Măneștiu sunt 2 persoane, Bacău 2 și... Dar Măneștiu nu circulă amândouă. Andreea cu Cristina nu circulă amândouă. Aici nu e problema. Unul la una. Este normal chestia asta. Fiecare trebuie, dumneavoastră aduceți bonuri, să zic, de la autobus sau de la ăsta și domn polițist își aduce mașina personală. Nu vă o să fiți în tandem permanent. Nu este normal chestia. Fiecare trebuie să-și ia... Este prevăzut... Așa-i legea și e la fel ca la școală. Spune că eu știți previa... Adică e același drept ca la școală. E drept. Aici aș vrea să... Cum de, ați aprobat decontarea la școală? Referitor la legea asta, cum spuneți că e ca la școală, nu e ca la școală. Intrați și vedeți cum este, pentru că la școală se decontează limita abonamentului maxim din traseul respectiv. Nu se decontează a kilometrii dus întors ori litri. Așa. Garantat vă zic, uitați-vă aici. Asta numai dacă circul cu mijloace de transport. Nu există. Dacă circul cu mașina personală în învățământ, cât e plafonul maxim Bacău? 230, da? Să zicem, da? Dacă vă uitați în... Am aprobat acum cheltuielile. Da. E 230. Se duce de valoare respectivă. Dar noi dacă facem un calcul, Bacău, Scorțeni, zilnic, cât și ai... 5,5%, gândiți-vă la... E 60 de kilometri... Lăsați-mă un pic. 60 de kilometri pe zi. Da? La două zile sunt 120. Vin undeva la 7,5 litri, undeva... vreo 6-700 de lei pe lună, la 20 de zile lucrat, aproximativ. Deci la școală nu e același. Părerea mea e alta. Cum avem pentru profesor, trebuie să avem și pentru oameni. Da, dar părerea mea, nu-i putem diferența. Este altfel... tot cam acolo. Nu? De apropo, noi le vom acuma, ei vor respecta legea. Îți plătește strugarii de transportul cu credeția până la servici? un traseu, de exemplu, e 4 milioane, Bacău, Scorțeni, n-ai voie să te faci de ceva. În învățământ este plafon, poți să fii cu mașina personală, dar cât e abonamentul la Masaru, de exemplu? Bacău, nu, schimb aici pe parte de bugetar. Care să fac? 1,6-700 de lei. Scorțeni, Bacău, nu, sau Scorțeni, Măinești, și un bilet. Deci, dacă un bilet 60 de kilometri, eu zic așa, ori 20 de kilometri. Hai, lăsa-mă neamnă, vorbim din rândicare, da? Dar, este un moment, este un moment, este un moment, dar dacă ar fi sau de mâine, 2-3 persoane și vin fiecare cu mașina, îți aduce de frumos, să scrie litera din legii și de contul 700-800. Cât e un Scorțeni Bacău? Omule, aici este altfel. Este 7,5 litri pe 100 km. Așa ce se calculează asta. Nu, aici este altfel pe 7,5 aia poate se referă la delegații, transport, nu. De contare, cheltuielile de transport. Pentru funcționarii publici, eu vă citesc în articolul 5. 7,5 pe litru. Pentru naveta, autoturismul, așa, de kilometru. De 7,5% pe 100, nu vezi că e 100 la asta, să rămâne, deja nu știu. Ia mă, de la 100, doar nu faci 100.
trebui stabilit un plafon? Da, așa o faci. Păi stabilit un plafon. Hai că auziți? Cât este acolo? Stabilit un plafon. Cât este la școală să fii și aici? Dacă tot îi vorba de școală. Exact. Dar tot este vorba de școală. De școală, tot îi dăm atât. Păi te întrebăm școală și știți. Stabiliți așa. Ascultați-mă ce vă spun eu, dacă sunteți de acord. La prețul unui abonament pe traseu și la domiciliul la locul de muncă. Scurt! Dar stabiliți și aprobați. Și aici mai bine o chestie, funcționari publici și sau personal contractual. La ce se referă personal contractual? Păi tot care lucrează în primărie, mă. Că nu știu... care au contract de prestări servicii. Păi nu. Nu! Păi da, dar ai contract de prestări servicii. Păi m-am gândit că și ei intră, dacă... Nu există contractual. În primărie sunt funcționari publici și contractuali, măi băieți. Contract individual de muncă. Nu toți sunt funcționari publici. Uite, Dorina, noi, e contractuală. Da? Polițistul local... Polițistul este funcționar public. Din personal contractual mai avem pe Aron, Vasiliu, Lăzărescu, Tocilu Viorica, iar șoferii de contractuale. Personal angajat cu contract de muncă. Nu sunt funcționar public. Sunt funcționar public, da. Cum o stabilim? Nu, haideți să stabilim depontarea în în funcție de costul unui abonament. De la domiciliu, la domiciliu, sau de la locul de muncă. Nu 6-700 de lei, dacă era și în domnul președinte, eu sunt de aici. Domnul Zamperescu propus, da? Depontarea se va face în cuantum valorii, contravalorii unui abonament, da? Abonament. Nu. Localitatea de domiciliu la locul de serviciu. Că dacă unul vine de la Tescan, de la Scorceni, eu mă refer la pentru cei noi. Care... Păi suntem 1-1-2. 2-1. Noi vinim cu aceeași mașină și atunci unii mă duc, dacă pun pentru fiecare. Vedeți? Mai aveți ceva discuții? Dar domnul secretar, dar dumneavoastră poate plecați mai degrabă. Nu mergeți chiar în tandem exact la același moment. Poate aveți un păi nu, bă, domnul asta vreau polițist să... rămâni, poate. Eu nu vreau să-l spun cu stabilit. Polițist vine mai de dimineață la 7:30. În preabil, măi, dacă vă vota acest proiect, dumneavoastră vă veți respecta legea care este dată pentru fiecare. Și plafonul este abonament. Că-i abonament, că-i... Costul unui abonament... Abonat. De la domiciliu la locul de muncă. Așa, gata. Stai să termine Cipcă, că nu a spus nimic. El a început, dar nu a terminat. Domnul Mirica a făcut propunerea la discuția respectivă. Dacă mai e cineva de vorbit, dacă nu... N-am apucat să zic, e bine că e punctată. De bine că ai spus că aveam de gând spus și eu. Adică de ce e la școală, e un preț și aici e alt preț. Legea e diferită. E 129. Dintre mai multe articole la bugetari. Plus că... Legea asta care a fost, nici măcar nu a fost dezbătută, poate știți și ați auzit. A fost trecută tacit. Adică Ministerul și Parlamentul au băgat, stați că nu mai facem cheltuieri, oprim tot ce este pe primării și pe funcționarii cu... nu poți să cumperi hârtii, nu poți cumpere aia, dar tu treci legea asta în care tu decontezi transport. La o grămadă de funcționari. Nu contează. 1 ianuarie, 30 februarie, nu contează când și cum e. Eu zic că felul următor. Noi, ca și primării, nu ducem bine cu bani. Dacă vreți, în mapa asta care avem în față, nu avem actul respectiv, dar pe mail este și scrie destul de clar. Pentru funcționare așa, posibilitatea de contări, da? Nu există de contare obligatorie. Posibilitatea de contării contravalorii cheltuielor de transport între localitatea de domiciliu reședință și localitatea unde se află locul de muncă. Eu în situația, cum o văd eu, acum dumneavoastră puteți să faceți cum vreți. Primăria, noi spunem că nu are bani. În primărie sunt salarii. Mulți dintre oameni, v-am zis și... Poți să pui un profesor mai sus ca un funcționar de tot care tot de la tine le dai bani. Și bă, ești toată acolo să scaldă treaba. Când ai venit și te-ai angajat, ți-ai asumat? Băi, nu e așa. Păi, deși eu mă chem duc... am salari de 27 de milioane și mă chem stau 12 ore. Ți-ai asumat, nu? Nu nici mie. Poate că doar nu-i convine. Ai asumat. Eu când m-am dus... Eu când m-am dus și m-am angajat... Băi, chiar așa. Așa să vorbească. Doamna Anuța, de exemplu, sau doamna Faraon, dacă se duce și face naveta, din salariul care le are, nu? Eu am mașină de serviciu. Dar doamna, dacă se duce și face naveta, din salariul, nu-i de contează acum. Îi dă din salari toate instituțiile statului și privați
decontează la timpul actual. Nu, priva, nu. Lucrați într-un domeniu în care poate contează și aveți un noroc, dar nu decontează. Deci, dracul, tu poate nu, dar nu poate da. Privatul nu decontează. Foarte rar care decontează, care spune microbus, dacă sunt... Este un drept a colegilor noștri și eu susțin și trebuie pentru transportul care... Dar nu la un abonament. Da. Exact care trebuie să fie, dacă este așa și decontăm transport. Este program de la 8 până la 4, până la 4 să se stea. Și am terminat. Decontați cât vreți dumneavoastră. 7,5, dați 10%. Programul să fie program. Și am terminat. Dacă vreți să fie, haideți să fie. Domnul, avem pe domnul primar care are angajat sub ordine. Nu putem noi să dăm dispoziții sau spunem cât stă angajat. Dânsul este cel în măsură care... Domnul, este că până la urma urmei înainte dumneavoastră stăteați în fața primării și fotografiați persoanele când plecau, la ce oră plecau. Eu? Și acum așa ia zici, păi da. Eu? Nu mi-aduc aminte. Dar dacă domnul primar are sub ordine angajat... Și acum venim cu ideea, hai, nu știu ce, o luăm prin față... Am spus că domnul primar... Să punem la vot. Da, cine este pentru? Amendamentul care a fost... Să punem la vot amendamentul? Păi da, păi nu! Oricum, programul acestor persoane este pentru 8 ore sau când lucrează la 1-4. Dacă nu și-l ține, înseamnă că... E bine, înseamnă că e bine. Dă-și în transport, e bine, extraordinar. Haideți, spunem la voastră, vedem ce... Următoarea turmasă caldă pentru ca să primă... Cine este pentru amendamentul de abonament, valoarea abonamentului... Da. Câți avem aici, domnul Mărciu? 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 6, 8, 9... 9? Vă abțineți? 12. Pentru? Da? Sunteți vreau să pentru? Nu, 12 pentru. 12 pentru? Eu mă abțin cu specificația că nu mi se pare corect, pentru că nici măcar nu a fost dezbătut în Parlament, au trecut acid, nu avem bani greu, dar... Să pun în discuție colegii. Și nu e obligatoriu, exact, cu posibilitate. Da, aia îmi faci cu modificări care e fără taxe. Acum, hai să prezentăm și raportul curții. Adresa diferă. Și funcționarea Curții de Conturi Republicate și ale articolului 44 din regulamentul privind activitatea de audit public extern aprobat prin hotărârea plenului Curții de Conturi numărul 692/2022, publicat în Monitor Oficial numărul 12 din 5.1.2023, vă transmit alăturat raportul de audit financiar. Așa. Misiunea de audit financiar a fost efectuată de Curtea de Conturi a României prin Camera de Conturi Bacău. Situația financiară supusă auditului Curții de Conturi au fost încheiate de către Comuna Scoțeni cu sediu în satul Scoțeni, strada Nicolae Tonița, numărul 99, județul Bacău. Acestea au fost aprobate de către domnul primar în calitate de ordator principal de trezie și a fost depuse la Ministerul Finanțului DGPFIAș, AJF Bacău, sub numărul 702 din 6-2-2023. Situațiile financiare consolidate ale Comunei Scorțeni au inclus pe lângă informații financiare individuale ale ordonatorului principal de exerciție și informațiile financiare ale unității de învățământ aflate în coordonarea acestuia. Auditul Curții de Conturi a fost efectuat pe baza standardelor internaționale Institutului Supreme de Audit, ISSAI. Suntem independenți în raport cu entitatea auditată din punct de vedere al cerințelor etice relevante pentru auditare situației financiare, așa cum sunt prevăzute în codul etic al Curții de Conturi, și ne-am îndeplinit aceste responsabilități etice în conformitate cu aceste cerințe.
Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficient de adecvate pentru a constitui baza pentru opinia noastră. Opinia cu rezerve. Am auditat situațiile financiare ale Comunei Scoțeni pentru exercițiul financiar chiar la data 31.12.2023, care cuprind bilanțul, contul de dezvoltat patrimonial, situația fluxului de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete, capitalelor proprii, conturile de execuție bugetară și anexele care fac parte integrantă din situații financiare, inclusiv raportul privind situațiile financiare care conține un rezumat al principalelor politici contabile și note explicative. În opinia noastră, cu excepția efectelor aspectelor descrise în situație bază de opinie cu rezerve din raportul de audit, situația financiară ale entității prezintă sub toate aspectele semnificative o imagine reală și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. Baza pentru opinia cu rezerve. Ca urmare a auditului, Curții de Conturi, ca urmare a auditului efectuat asupra situației financiare raportate de către Comuna Scoțeni în anul 2022, au fost constatate erori cu influențe semnificative, dar nu generalizate asupra situațiilor financiare, după cum urmează. Denaturarea valorii activelor fixe de natura construcției reflectate la bilanțul contabil din 31.12.2022, ca urmare a nerelevării activelor fixe corporale din patrimoniul public al OATC Scoțeni, administrate și aflate în evidența contabilă și ordonatorul terțial Școala Gimnazială Scoțeni, reprezentând clădiri școală în conformitate cu prevederile legale privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutului, având ca efect subevaluarea activelor fixe cu 684.745 lei. Înregistrarea unor procese verbale de contravenție în evidență fiscală și contabilă a unor contribuabili care nu domiciliază și nu dețin bunuri pe raza Comunei Scoțeni, pentru care organele fiscale din cadrul OATC Scoțeni nu poate aplica măsurile de executare silită prevăzute de codul de procedură fiscală, deoarece din datele de identitate înscrise în procesul verbal de contravenție nu sunt valide. Contravenții nu domiciliază pe raza Comunei Scoțeni cărți de identitate expirate. Acest fapt are drept consecință raportarea în bilanțul contabil încheiat în 31.12.2022 a unor venite supraestimate în valoare de 412.842 lei care nu vor putea fi realizate de entitatea audiată pe calea executării fiscale. Achitarea taxei de salubritate din creditele curente ale secțiunii de funcționare cauzate de nestabilirea și neîncasarea taxei de salubritate la toți contribuabilii de pe raza comunei, rezultând o diferență între suma încasată de entitate și costul generate de asigurarea serviciului de salubritate de 227.028 lei, având consecință diminuarea nelegală a creditelor bugetare fără a se proceda la reîntregirea creditelor bugetare afectate aceste destinații conform prevederilor legale. Achitarea din credite bugetare proprie a contravaloarei amenzilor contravenționale fără identificarea și recuperarea sumelor achitate la persoanele răspunzătoare, având ca efect de naturale situații financiare întocmite la data de 31.12 prin majorarea nelegală a cheltuielilor entității cu suma de 70.000 de lei. Aspecte cheie ale auditului. Nu au fost identificate aspecte cheie care să necesite o atenție semnificativă din partea noastră în auditarea situațiilor financiare din perioada curentă. Alte aspecte. Ca urmare a auditului efectuat asupra situației financiare raportate de către Comuna Scoțeni pentru anul 2022 au fost constatate în cadrul situațiilor financiare și altelor ale căror valori individuale sunt situate la nivelul pragului de semnificație după cum urmează. Neregistrarea corectă în evidența contabilă de către OATC Scoțeni a creditului comercial încheiat în anul 2020 prin asigurarea unei informații reale în situații financiare la sfârșitul exercițiului financiar. Odorator Țețiar Școala Gimnazială Scoțeni a încheiat în anul 2020 contracte comerciale de furnizare a un număr de echipamente electronice și 80 tablete cu plata acestora în 24 de rate pe care le-a registrat în evidență contabilă și dat pe cheltuieli în totalitate la data plății încălcând reglementele contabile. Valoarea baterii financiare care a influențat situația financiară consolidată la nivelul ordonatorului OATC a fost stabilită la suma de 23.527 lei. Nestabilirea de majorări de întârziere pentru neîncasarea la termenile stabilite a venitului din taxe fiscale conform codului fiscal în valoare 20.996 de lei datorate contribuabile care nu și-au achitat taxele la termenele prevăzute, motiv pentru care
situațiile financiare nu reflectă valoarea reală a creanțelor ce trebuie încasate. Stabilirea și încasarea necuvenită a taxei de PSI în valoare 12.718 de la contribuabil de pe raza comunei, în condițiile în care taxa nu este stabilită prin hotărârea Consiliului Local numărul 27 din 25.06.2021 privind stabilirea impozitului și taxe locale și alte taxe asimilate acestor aplicabile în 2022. Diferențele stabilite din taxe și pe clădiri cauzate de calculul eronat al impozitului taxei pe clădiri datorate, motivat de calculul eronat al taxei pe clădiri datorate în efectuarea revalorii clădirilor concesionate la termenele stabilite în codul fiscal, cât și a diferențelor stabilite la impozitul pe clădiri, urmarea declararii de contribuabil, persoane fizice a unor suprafețe construite mai mici decât cele reale. Diferențele de debite reprezentând impozit pe clădiri datorate sunt în cuantum de 3.364 de lei, la care s-a stabilit penalități de 1.085 de lei, în total 4.449. Diferențe nestabilite din redevențe chirii cauzate de calculul eronat al indexării anuale redevențe chirii datorate de concesionar chiriaș, reprezentând redevențe chirii nestabilite și încasate în valoare 3.681,24 lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 3.427,47 lei, în total suma de 7.108,71. Majorarea negală a cheltuielilor de personal cu suma de 5.052 de lei, în cazul unor funcționari publici care ca urmare a plăților necuvenite din anul 2022 a unor drepturi salariere care au depășit indemnizația viceprimarului, exclusiv majorările acordate pentru finanțările din proiecte europene. Neregistrarea în evidența gestională și contabilă a lemnului de foc exploatat de pe pășunea împădurită din domeniul privat al UATC Scorțeni în valoare de 18.012 lei, urmarea faptului că lemnul de foc exploatat nu a fost înregistrat în evidența gestională și contabilă cu note de intrare excepție, nefiind justificată cantitatea exploatată, nu există bonuri pe locul de consum și nici nu apare ca inventariată la sfârșitul anului 2022, entitatea neputând justifica cu documente o cantitate de 18,40 metri cub lemn foc, 29,68 metri ster. Achitarea de credite bugetare proprie a contravalorii consumului de energie electrică ale unei persoane juridice care își desfășoară activitatea în incintea postului CAP-ul, contract închiriere numărul 1140/0104/2013 în valoare de 1628,64 lei. Achitarea nelegală de către ordonatorul terțiar Școala Gimnazială a Scoțării, a contravalorii unor servicii care nu sunt aferente activității entității audiate în valoare de 1353,53 lei. Decontarea nelegală de către UATC Scoțenia unor lucrări de investiții în valoare de 4.066 lei, lucrări care nu au fost executate, iar realitate de către CCABC, MFC, Design SRL, la lucrări de investiții, lucrări de abilitare Școală Florești. Decontare de către UATC Scoțeni în anul 2022 a unor lucrări electrice care în realitate au fost executate în anul 2019 conform procesului verbal cu studii lămpile, cu valoare 25.000 de lei. Bună guvernanță, nefuncționarea controlului intern managerial din cadrul UATC Scoțeni. S-a constatat că activitățile în cadrul compartimentului funcționarea UATC Scoțeni nu sunt procedurate. Între compartimente, servicii, birou, nu există un circuit stabilit al documentelor, iar registrul riscurilor nu este actualizat în conformitate cu prevederile legale. Controlul intern managerial este proces dinamic care trebuie să se adapteze permanent modificările care se confruntă UATC Scoțeni cu implicări directe a conducerii personalului de către nivelul entității pentru a identifica și aborda riscurile pentru asigurarea furnizarea unei asigurări rezonabile. Pentru atingerea obiectivului entității într-un mod economic eficace, respectarea regulilor externe a politicilor regulamentului managementului, protejarea bunurilor și a informațiilor, prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor, calitatea documentelor contabile și producerea în timp util de informații de încredere referitoare la segmentul financiar de management. Implementarea controlului intern managerial este o cerință normativă imperativă în vederea adoptării unui nou tip de management, întărirea responsabilității manageriale. Domnul Mar, dar vreau să-l postați pe site. Nu-l postați pe site ăsta? Pe site de primărie? Nu. Nu-i voi. De ce? Păi dar e site-ul instituții, doar nu-i site-ul. Nu am nicio treabă, da?
Bă, dar de ce nu este public raportul ăsta? De ce secretizați? Eu nu, dar ce eu ce secretizez? Dar nu, am făcut public, nu s-a filmat. Păi, nu, păi eu de ce spun? Adică ăsta o să-l postați pe site, dacă e ăsta... Orice cetățean să aibă acces. Nu. De asta plătește. Legitor spune, nu știu, trebuie să prezentăm. Nu spune că să vă mânăm. Dar nu sunt numărat, nu poți să-ți fii. Problema este de transparent. Eu dar nu-s transparent dacă am este păi de eu de și domnul secretarul te pe noi o să luăm legătura cu cei de la Curtea de Conturi să nu facem. Dar de ce nu sunam și președintele, domnule? Poftim? De ce nu sunam președintele să vedem dacă ne dă voi? Eu n-am nicio problemă. Din punctul meu de vedere, dacă l-am prezentat tot... E normal. Deci să aici o primărie, dacă se pune, care-i problema? Fiecare domn să vadă care-i problema. Oricum, noi putem procesa avalanșa de informații care ne zis-o. Nu avem oricine ar fi mai nicio problemă. Eu vă promet că urma o să... Din punctul meu de vedere, eu n-am nicio problemă. Da. Nu, din punctul meu de vedere, să vă prezentăm. Eu nu mă refer la problema ce spune Curtea de Conturi. Trebuie să vă prezentăm. Domnul secretar, dar sunt niște lucruri publice care nu... Eu nu... Dumneavoastră nu vreți să înțelegeți că noi nu suntem... Dar de ce țipați? Păi, dar tocmai asta, că dumneavoastră veniți... Deci, țineți lucrul ăsta pe loc. Dar nu țin, domnule, dacă eu nu dau telefon... Și atunci, dacă este... Deci, nu suntem... Nu este comuna noastră, noi suntem ai comunii. Și deci, nu... Oamenii trebuie să știe... Dar de ce nu mă lăsați pe mine să dau un telefon să iau un punct de vedere? Dar ce stric secret este? Nu spune gentil. Doamne, dar mă tante mă dau acolo. Am dreptul să propun și de asta asta am venit. Am dreptul să pun niște propuneri. La diversii. Da. Mă, dar așa și terminăm. Dar nu am voie să vorbim. N-ai înțeles? La diversii, Augustin. La diversii. Când ești consilier local, avem și... Nu, am voie să propun, n-am voie să votez. Vorbești la urmă, măi. Vorbești la urmă, îți dau voie. La urmă, dacă îmi dați voie. Dacă nu, da, măi, da, îți dau voie. Augustin, îți dau voie. Referitor la raportul ăsta a Curții de Conturi. Da. Exista acolo un subpunct în care zicea 4.000 pentru ABC, 4.000 de lei, dacă nu mă înșel, pentru ABC proiect, pentru plătiți, fiindcă, dar lucrările nu au fost executate. Ce înseamnă? Nu au fost executate, dar au fost doamna vice și au zis că dar nu a mors, că îi dat și cu trafalele. Dar, în fine, au rămas în sarcini, s-au rezolvat. Ei trebuiau să facă și curățenie atunci, aia, aia, nu să lase vesarul. Aici nu, dar trebuia să facă, să termin lucrarea. Trebuia să termin lucrarea pe lumea, că nu a terminat-o ca lumea. Ai înțeles, s-a pus tava, anul o dată a morții și o dată pe mână de vară. Doar aia e plăcită, dar acesta e o văză că nu m-a morții, că lucrează în construcții. Dar ce m-a trimis pe mine? Trebuia să fie plăcut. Erau găuri de sus pe la tavan, erau... Taxa de PSI, nu acum, am văzut că acum e pus în raport. Trebuie stabilite din HR, nu a fost stabilit din HR. Și au fost încasați în corect. Da? Trebuie activat în fiecare an. Și s-a omis, domnul secretar. Am văzut că e 3 lei, asta e. Vreo 12.000 acolo care erau încasați fără nicio... Dar trebuie stabilit din hotărâri Consiliul Local. Și asta trebuia stabilit. Păi stabiliză, că aici păi, în actele... O să stabilească. Astea sunt măsuri. Auzi, toate, tot ce este scris acolo sunt măsuri care trebuie duse la îndeplinire. Da. Orice măsură nedusă la îndeplinire de către primar este, primar este caz penal. Și este obligația mea să țin de aproape ca la recontrolul care vine peste 6. Nu o să fie totul rezolvat. Ne puteți spun. Explica ce înseamnă managementul funcționării? De ce au zis ce voie tu de documente? Voi trebuie să colaborezi să... După cum management? Să explicați-o lea că ce înseamnă, de ce nu funcționează... Ce-o constatat e exact, nu știu ce am citit și eu raportul curții, ce-o constatat e cu fluxul de documente între compartimente. Bă, deci nu se știe o cameră de cealaltă, deci dacă de vreau să, știu. Să aflu ceva, e mai ușor să mă duc să fac un posibil prin scren sau da. O fotocopie la, să mă duc la cealaltă ușă. Nu cred eu că asta o vreau da. Să spun. Fluxul de documente între compartimente. Sau dacă nu s-au furnizat la timp, posibil să fi fost întârziat de termenii, da, ceva sau, de genul. Sau dacă a fost întrebat un compartiment, nu știe nimic despre alte treburi, despre, cu toate că le are în sarcini, nu? Da, da, și vor de contare. Hai să lăsăm și pe Augustin, eu și pe Aronsia. Hai, zici. Dar o mai discutăm asta. Treaba asta, eu cred că primarul trebuie să facă toate uniunile astea. Este corect. Ca treburile să meargă bine. Ca să treburile să meargă bine, da? Dar asta este chestii minori, că e un raport
Foarte, foarte bun. Și vreți să spuneți că ați adus lemni în primărie și nu le-ați înregistrat? Păi nu au prezentat documente, ce trebuia să prezinti și făcut treaba asta. Acum nu vreau să vă discut subiecte care nu sunt la momentul ăsta de vorbit. Eu da, trebuie să dau un telefon, chiar să pe mine nu mă deranjează, dar cine să mă accept tu? Salarii peste primar, cine sau peste viceprimar? Dar vedeți că la capitolul ăla... La salarii peste primar, vă explic eu. Am luat eu cu Alexandru 2 luni fonduri europene peste indemnizația viceprimarului, dar fiind dată legea exonerării de la plată... Aia este ca și rezolvat. S-a scăzut suma, este lege dată. Dacă interesa așa de mult. Chiar, deci nu. Sunt persoane care chiar s-au implicat în... Sunt persoane, deci cele două persoane care am fost eu cu Alexandru, suntem persoane care muncim pe fonduri europene, pe proiecte, da. Sunt conștient de chestia asta. Da. Tocmai de asta. Dacă suntem în primărie, din birou, în birou și ne ducem fiecare, muncește cel mai mult și celălalt un deloc. Deci aici așa, pe fonduri europene... Nu! Pe proiecte, e asta, pe proiecte. Deci dacă te duci la urbanism, vorbești acolo și ai să zici că se lucrează prima, cel mai mult celălalt nu lucrează, dacă ne duci... Treaba finalizat, vreun proiect finalizat european, se lucrează, un proiect. Așteptăm, un proiect. Mai mult. Se finalizează ceva tangibil. Așteptăm și exact. Se finalizează grădinița, fie achită tractorul. Deci ce linie de finanțare a fost cu... Pe por. Grădinița este pe por. Tractorul este pe afir, se lucrează pe camerele de supraveghere și pe stațiile, două stații de încărcare. Care din mașini electrice, care deci semna contractul din aprilie, așteptă. Apropo, la, nu-mi place cuvântul ăsta. Păi nu, dar nu? Ați vorbit până acum? Adică eu când trebuie să vorbesc, nu pot să vorbesc? Ba da, păi? Dar nu am întrebat. Lasă-mă să vorbesc și eu. Când se muncește, da? Noi la toate proiectele care le avem, plătim firmă de consultanță, firmă care se ocupă de proiect, de tot, tot. Noi ce lucrăm în primărie, ca să fim, suntem aici de tot, ce se lucrează primărie, în afară de pus în mâna celor care fac proiecte respective, că nu facem noi proiectele, nu ni aruncăm noi cu vorbele până la cer, că noi facem proiecte. Nu. Nu a zis nimeni că face proiect. Păi lucrăm foarte mult. Ce facem noi când lucrăm la un proiect? E mult de luăm mult. Nu e mult. Nu e mult. Pentru că noi practic nu facem nimic decât punem la îndemână așa aia aia. Și după aia firmele respective care noi le plătim. Noi se fac toți documente, se întocmesc în instituții. Da, da. Câte documente? Bun, hai să dăm la diverse și trebuie să facem proiect. Dacă vreți să vă lăsăm pe auzit să vorbească. Aia auzit. Dacă n-ar vorbi. Prima problemă, am o necalitate. Foarte multe ori afișate ședințele și o construcție când se începe, deci are un proiect obligat, fi proiect de domeniu public, trebuie să aibă și încălzări și toate absolut. Apar turnul de vertem, se vede că nu caloriferi, nu-i frumos. Aici e vorba că se pot ascunde niște fonduri. În proiect prevede începând de la termic, electric, tot absolut. Și în preșmuiri și tot absolut. Astea sunt proiecte. Aici e o greșeală la consilier. Că acceptul bani sunt nerealizate. Trebuie verificate. Am și o întrebare. Cine e domnul? Augustin de la Băspinescu de la Stejară. Sunt cetățean. Sunt cetățean. Vă arăt și plecă. Încă nu ne-am făcut mult. Augustin, care e o întrebare? Îmi dați voie să-i spun. Zii tu, hai. După aia dumneavoastră luați măsuri. Eu asta am venit la dublat cunoaștere. Că știu când am voie decât să propun, dar așa îmi permit legi. A doua măsură, măsura cu act. Nu v-am înțeles prima. Prima, au fost multe ședințe care le-am verificat. Ședințe, așa, care s-a spus că nu au fost calorifere prevăzute în proiect, nu au fost cu tare, nu au fost cu tare, banul e aleia, banul e trotuara. Un proiect de domeniu public, de la început când s-a aprobat, trebuie să aibă toate... Apar pe urmă, probleme, că vezi că nu e energie electrică, vezi că nu e termic, că nu sunt calorifere, nu e aleia. Păi să mai dăm unul de bani. Dar ce-mi tot să-ți schimbi? Două secunde, deci sunt cheltuieli eligibile ca să intre în proiect, ca să zic asta, știi, și domn primar destul de bine, ca să fie eligibil, trebuie să te înscrii într-o sumă de bani. Îți faci proiectul să fie eligibil, l-ai prins, după care trebuie să mai intervii și tu cu alte chestii asupra lui, cu valori neeligibile. Eu nu pot să vă înțeleg că un proiect nu este eligibil până nu este în totalitate. Nu, aici... Bun, aici da, nu, hai, zi, am fost părerea mea.
Domnul Augustin, referitor, dacă tot a intervenit colegul, vă zic și eu, referitor la ceea ce ați auzit dumneavoastră pe înregistrare, pe cameră, cu proiectul, cu caloriferii, un pic s-a înțeles greșit, pentru că nu a fost vorba de caloriferii, a fost vorba de niște protecții pe care le cer cei de la, nu de la ISU, de la... Inspectoratul de stat. Care practic nu erau prevăzute. Caloriferele sunt normale ca și aici, dar pentru școală asta au fost cu caloriferele. Problema nu normal. Apa în Corceni funcționează cred că de 25 de ani. Eu știu așa, mai luat câte metru cub. Nu știu, mă interesează că eu nu stau aici. Dar faceți tindere, domnule. Ai posibilitatea, ai pânza freată când așa, pe baza apii care va veni de la Poiana Uzului, e slabă speranță. Și zice, moment, avem Oneștiu, avem Moineștiu, avem Comăneștiu, Dărmăneștiu și Bacău. Gândiți-vă la un singur lucru. Bacău nu rămâne niciodată fără apă. Și e problemă. Trebuie să ne facem surse proprii. Avem pânza freatică, mai facem un rezervor. Mai dublăm conducta de alimentare. Bă, ești bun, iau consilier, serios. Eu vă spun, am venit să propun. Da, mărim ce este? Domnul primar, nu luăm în derendere. Anul ăsta există casă de apă sus, colo și lăsată abandonată. Dați-mi anul ăsta pui 2 km. Anul viitoare 2. Și în 15 ani de zile sau 2 mandate și 3 mandate începe să florească comuna. Din banul care îl încasei, bani în investiții, bani în mentenanță, bani în pompă de rezervă, bani în om, îl repară, vestind. Nu s-a făcut nimic. Îmi pare rău. Bine punctat. Îmi pare rău. Eu sunt cetățean și vă spun că altceva. Mai facem sursă independent. Facem o fântână și arpia în domnule. Punem bani să facem o fântână. Dar s-au făcut niște lucruri frumoase în fond. S-au făcut terenul de fodă foarte mic, copiii au joacă. Dar este mai apă. Apa o scăzut nivelul. Nu te scărăm apă cu butoare. Șerpeni chiar am făcut. Sunt foraje. Am făcut în șerpeni. Domnule, sunt foraje. Ia atâncimii care se poate duce 25-30 de metri. Au oameni apă. Faceți la Grigoreni. Ca și în porcine. Se poate. N-am auzit un consilier aici, unul singur din toți, nu dau nume, că nu eram dar politică, care spune, dar când mai vin proiectul, da, când dai? Și mai am o problemă. Problema mai sunt în felul următor. O zi, vom consilier de aici, ia să vedem domnul contabil. Ce delegație are domnul primar? O fost la Guvernul României. Are delegație, o plătit interior, din cutare, o venit. Zic, domnule, am fost să dau interes în pământ. Păi venim și luăm salarii. Îmi pare rău. Bravo. E păcat care mai votează un om de așa ceva. Păi, exact acum aș spune un cinci fac, care lucrează cu cuii de lemn, cu lucrarea cu Ovrădean, exact așa pui. Eu la o duc de la cizmării, o duc să le facă. Să știți că a fost un cizmar. Îmi pare rău. Și-l știm cu toții care... Îmi pare rău. După cum mă gândim. Da, da, numărul... Dom'le, înainte ne erau fond. Rândica în țară. Trebuie să te apuci să bat la uși. Și eu dacă am un problem, pot să bat la uși. Bă, insist. Democrație să vorbești. Asta este. Băi, bravo, eu... Are ce n-ai de vedere. Nu am venit să fac politic, față, nu dau nume. Dar nu-i frumos. Un om, dacă vrea să facă ceva pentru comun, are un angajament și are și o răspundere. Păi, mă duc pe tată la București, bat la ușă, mă la consilier. Păi, eu consilier, am pus în mașină. Păi, nu plecăm, dă-ne fondul, face ceva, dar oamenii apă. Spune-i, domne, că ai fost, spune-i și mașina. Ce să mai, eu am spus, dar nu știu și pe mine, dar nu de-a spus. Știți că domnul primar se duce, dar se duce cu mașina primăriei, nu are ce să ne arate. Eu așa, 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 ăsta a venit contabilul care cu bani, doamne, uite, a fost în delegații cu tare, a fost cu tare și se prezintă. Păi n-am plătit nicio delegație, nimic. N-am plătit, n-am plătit. N-am plătit să vă prezint. N-am nicio cheltuie. Am plătit, ești mă, dar hai că merg la mormântare. Eu n-am plătit stat politic. Dar vreau să spun că nu s-a făcut nimic și nici nu se va face. Așa sunt. Și dea Dumnezeu să-i facă dacă va fi o schimbare. Da. Ei, o să fiți, bat! Dar chiar din banii cei care strâng oamenii în ce plătesc apa. Eu nu am chiar nicio culoare politică. Chiar vă spuneți un bani pentru copul, ca să nu știți. Asta am pus-o, că nu știți. Am avut culoare politică. Am pus-o 30 de milioane. Și ca să știți lumea, da? La ce? La porturi. Eu am avut bani personal. Dar ce ședință și... Și nu vreau să mă laud, dar fac și uite că mă provocam. Primarul a rezolvat ce ați zis dumneavoastră. Da. Un laud... N-am auzit, da, cu gaz nici nu mai discutăm de gaz. Gata că... Da. Bă, n-am văzut tare. Ajut, 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 ajut. De atât doar mi-am spus, bă, uite, am proiectul, gata, nu se vede. Ei, pot să vă aduc. Asta nu mai discutăm.
Eu vă mulțumesc, îmi cer scuze, poate am ridicat, tu am așa. Dacă mai sunt discuții la diverse... Dar asta e situația comun. Așa e cum se vede care cetățean să spun părerea lui. Așa se vede în afară. Eu nu știu cum vedeți dumneavoastră. Bine, vă luați indemnizația pentru... Dar ia spune-mi, acum să mai filmăm? Da, trebuie să filmeze, că vreau să filmez. Păi atunci...